Vă prezentăm într-o serie de emisiuni tot ce trebuie să știți despre alegerile pentru Parlamentul European din acest an. Alegătorii români vor alege 32 de membri dacă Marea Britanie rămâne în Uniunea Europeană și 33 de membri dacă Marea Britanie părăsește Uniunea Europeană. Întreg teritoriul României constituie o singură circumscripție electorală, ceea ce înseamnă că alegătorii aleg dintre aceleași liste de candidați. Partidele politice trebuie să obțină cel puțin 5% din voturi pentru a fi alese în Parlamentul European. Conform legislației europene, toate țările trebuie să utilizeze un sistem de vot care să asigure o reprezentare proporțională, ceea ce înseamnă că numărul de deputați aleși de la fiecare partid politic depinde de numărul de voturi obținut de partid. România folosește un sistem de liste închise care nu permite modificarea numărului de ordine a candidaților pe listă. În România, alegerile europene au loc duminică 26 mai. Secțiile de votare vor fi deschise în intervalul orar 7:21 ora locală. Alegătorii sunt arondați unei secții de votare în funcție de domiciliu sau reședință. Listele de alegători sunt întocmite deja. Cetățenii care au vârsta de 18 ani împliniți până în ziua de referință inclusiv au dreptul de a vota, trebuie doar să aibă asupra lor cartea de identitate valabilă sau pașaportul. Votul din străinătate este posibil dacă se îndeplinesc anumite condiții. Totuși, votul la altă secție de votare este posibil. Alegătorii români sau din alt stat membru al Uniunii Europene pot vota la orice altă secție de votare decât aceea unde sunt arondați, dacă în ziua votului se află în altă localitate decât cea de reședință. Președintele secției de votare trebuie să înregistreze pe listele suplimentare de alegători.